Tensiuni în creștere la granița Republicii Moldova. Regiunea separatistă Transnistria a cerut protecția Rusiei împotriva unui așa zis război economic declanșat de guvernul de la Chișinău. Fără să spună o vorbă de o posibilă alipire la Federația Rusă, așa cum se zvonise inițial, deputații separatiști reuniți într-un congres extraordinar acuză de fapt Republica Moldova de presiuni economice. Asta după ce guvernul de la Chișinău a impus de la 1 ianuarie plata unor taxe vamale. Против нет, принято единогласно. După aproape două ore în care liderii regimului de la Tiraspol au ținut discursuri în fața peste 600 de aleși locali din regiune, a fost adoptată o declarație comună. 7 puncte conține această rezoluție adoptată de deputații separatiști. Ei fac un apel în primul rând către Rusia, dar și către unele organisme internaționale, precum ONU, OSCE, Parlamentul European și chiar Crucea Roșie. La primul punct însă, transnistrenii cer Consiliului Federației și Dumei de Stat a Rusiei să implementeze măsuri de protecție a Transnistriei pe fondul presiunii sporite din partea Republicii Moldova. Ei solicită Rusiei să apere Transnistria și pe cei peste 220.000 de cetățeni ruși din această regiune secesionistă. Subliniază de asemenea experiența unică și pozitivă a contingentului rus de menținere a păcii în această regiune, precum și statutul Moscovei de garant și mediator în procesul de negociere cu Republica Moldova. Oricare ar fi aceste măsuri de protecție solicitate Rusiei însă, ele nu pot fi implementate din cauza poziției geografice a Transnistriei. Iată ce spun experții. Ceea ce se întâmplă în acest moment la Tiraspol reprezintă un factor de presiune. Aveau nevoie să facă ceva astfel încât să pună presiune pe Republica Moldova, pe autorități, mai ales având în vedere alegerile care vor veni. Este evident că dacă ar fi cerut mai mult, atunci Federația Rusă s-ar fi găsit în imposibilitatea de a acționa mai mult. Pentru că nu există pod, nu există un pod terestru, nu există posibilitatea ca forțele ruse să ajungă în Transnistria la acest moment. Aeroportul din Tiraspol nu poate primi zboruri fără ca ele să fie autorizate de către autoritățile de la Chișinău. De asemenea, nu pot exista zboruri clandestine peste teritoriul ucrainean. Supărarea separatiștilor vine din faptul că autoritățile de la Chișinău au impus de la începutul anului plata taxelor vamale pentru transnistreni către Republica Moldova și nu către bugetul regiunii secesioniste, iar politicienii din stânga Nistrului vor acum ajutor internațional ca să schimbe decizia. Возврате установленные форматы дипломатического урегулирования экономических и дипломатических проблем. Chișinăul nu a reacționat deocamdată la această rezoluție adoptată de Tiraspol, dar înaintea Congresului, purtătorul de cuvânt al Guvernului a calificat Congresul așa numitelor autorități de acolo drept o încercare de a crea panică în societate. Vrem să spunem foarte clar și ferm, nu există pericole de escaladare și destabilizare a situației în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Este o altă campanie prin care se încearcă isterizarea societății în jurul acestui așa numit eveniment de la Tiraspol. La scurt timp după adoptarea declarației separatiștilor, a reacționat și Federația Rusă. Protejarea intereselor populației din Transnistria, compatrioții noștri, este una dintre prioritățile noastre. Toate solicitările sunt întotdeauna examinate cu atenție de către organele rusești competente, a transmis Ministerul Rus de Externe, citat de presa rusă.